Vă salut pe toți, sunt Dr. Ghețiu de la Clinica Smile Dentim. Topicul nostru de astăzi este lucrările protetice finale pe implanturi fără gingie artificială. Este posibil acest lucru sau nu? Sigur că este posibil. Aceste lucrări sunt adresate pacienților care au zâmbet gingival. Uneori suntem limitați de acest zâmbet gingival pentru că nu putem reduce atât de mult încât să facem ascunsă tranziția dintre proteza cu gingie artificială și gingia pacientului. Atunci ce facem noi? Creăm acele ovoiduri, creăm acele impresii de dinți naturali care iese din gingie, dar care de fapt sunt o lucrare protetică pe implanturi. Aceste lucrări necesită o planificare foarte riguroasă, necesită ca fiecare implant să iasă strict în dinte. Aceste lucrări nu sunt pentru fiecare pacient, vorbim doar de pacienți la care arcada dentară este cât de cât simetrică, anume arcada osoasă mă refer, la care cantitatea, lățimea și calitatea osului să fie bună, la cei pacienți la care gingia este groasă, deci o gingie keratinizată care să ne poată oferi această elasticitate a ei ca să putem forma acele papile, pentru că dinții nu înseamnă doar alb sau estetica nu înseamnă doar alb, estetica înseamnă acea tranziție sau acel joc dintre roz, gingia și dinții care sunt albi. Pentru a putea face acel joc dintre aceste două lucruri avem nevoie și de o gingie bună care să ne umple acele spații goale dintre dinți. Aceste lucrări, după cum am spus anterior, sunt lucrări făcute doar pentru anumite categorii de pacienți, anume sunt individuale, nu poate fi făcută oricui. Un pacient care are o atrofie mare osoasă nu își poate permite așa lucrări, deoarece dacă nu facem gingie artificială, dinții lui vor fi atât de lungi. Deci veți avea acea impresie de dinți de cal, cum se zice în popor. În primul rând, cum am spus, trebuie să avem distanța de la gingie ca să putem realiza această lucrare cu niște dinți frumoși, niște dinți care nu sunt exagerat de mari. Deci asta este prima condiție, spațiul de înălțime dintre arcadele dentare până la planul ocluzal, deci planul în care se întâlnesc dinții. Asta este prima condiție, a doua oferta osoasă, a treia gingia. Având toate aceste trei condiții, noi putem realiza o planificare corectă pentru a realiza acest caz, pentru cum am spus anterior, nu sunt cazuri ușoare, sunt cazuri la care lucrez foarte atent, la care planifici foarte minunțos, la care lucrările provizorii sunt foarte, foarte importante, iar cele definitive trebuie să fie pe măsura așteptării pacientului. Deci sunt lucrări foarte grele, dar sunt lucrări care dau un rezultat foarte frumos.